numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Osana Fiului David, binecuvântat Cel ce vine în numele Domnului, Regele lui Israel, Osana în cerul sus. Lăudat să fie Iisus Hristos. Împreună cu preasfințitul nostru Aurel, cu toți preoții noștri de la catedrală, de la decanat și de la episcopie, vă întâmpinăm astăzi cu mare bucurie aici, la noi, în catedrală, pentru a-L întâlni pe Iisus, Cel care vine la noi, care a venit și vine, să-I cântăm și noi Osana. Și vă primim cu bucurie și dragoste pe toți. Pentru că sărbătoarea aceasta ne face să ne bucurăm de iubirea Lui ce vine mereu la noi. Acum, la început, salutându-vă, mă bucur că să-i dau cuvântul și Domnului Primar să vă salute, întrucât anul acesta este un moment cu totul special. Iașu este capitala tineretului din România. Iașu ne primește așadar pe toți și primim pe toți care vin la Iașu. Iașu îl primește pe Sfântul Părinte, Papa Francisc, și pe el vrem să-l întâmpinăm. Noi, toți creștinii catolici, dar și toți ceilalți creștini. Mă rog pe Domnul Primar, cu care noi pregătim împreună această vizită, să spună un cuvânt pentru tinerii noștri care trăiesc cu bucurie un asemenea moment de credință, de manifestare și de iubire, ca și credincioși ce trăiesc în acest oraș binecuvântat. Sfințiile voastre, este Sfințiile voastre, stimați enoriași, în primul și primul rând vreau în același timp că sunteți împreună în această frumoasă zi a floriilor, că n-am uitat de tradițiile noastre religioase, că ne amintim de Dumnezeu și că Îl slujim. Sunt deosebit de fericit să fim părtași în acest an la acest frumos eveniment al vizitei Sanctității sale Papa Francisc, alături de capitala tineretului din România pentru un an de zile, începând cu luna mai, și sigur că da, să ne rugăm la Dumnezeu ca liniștea, pacea și gândul cel bun să ne însoțească pe tot parcursul acestui timp. Mulțumim foarte mult și vă doresc multă sănătate și sărbători frumoase în continuare. Fraților prea iubiți, în timpul postului de 40 de zile ne-am pregătit inimile prin pocăință și fapte de iubire. Iar astăzi ne-am adunat să începem împreună cu întreaga biserică celebrarea misterului pascal al morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Mister pentru împlinirea căruia El a intrat în cetatea sa Ierusalim. Celebrând așadar cu toată credința și evlavia intrarea mântuitoare a lui Iisus, să-L primim la noi, în catedrala noastră, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca împărtășindu-ne prin har de crucea și iubirea Lui, să avem parte de înviere și viață. Așa implorăm binecuvântare asupra ramurilor
pe care le purtăm în mâini în această zi de flori. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, sfințește cu binecuvântarea Ta aceste ramuri, pentru că noi, care îl urmăm cu bucurie pe Regele Hristos, să putem ajunge la Ierusalimul cel veșnic, prin El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului Luca. În acele timp, după ce a spus acestea, a pornit înainte urcând spre Ierusalim. În timp ce se apropia de Betfaie și Betania, lângă muntele numit al măslinilor, a trimis doi discipoli spunându-le: mergeți în satul dinaintea voastră și când veți intra, veți găsi un măgăruș legat pe care niciun om nu l-a încălecat. Dezlegați-l și aduceți-l. Dacă vă va întreba cineva de ce îl dezlegați, îi veți răspunde astfel: Domnul are nevoie de el. Când au plecat cei trimiși, au găsit după cum le-a spus. În timp ce ei dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au întrebat: de ce dezlegați măgărușul? Atunci ei au răspuns: Domnul are nevoie de el. Apoi l-au adus la Iisus și, aruncându-și hainele peste măgăruș, l-a urcat pe Iisus deasupra. Pe când el înainta, își aruncau hainele pe drum. Ajungând aproape de coborârea muntelui măslinilor, toată mulțimea discipolilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas puternic pentru toate minunile pe care le-au văzut, spunând: binecuvântat cel ce vine, Regele, în numele Domnului! Pace în cer și glorie în înaltul cerurilor. Atunci, unii farizei din mulțime i-au spus: Învățătorule, mustră-ți discipolii. Dar el le-a răspuns: vă spun, dacă aceștia vor tăcea, vor striga pietrele. Cuvântul Domnului! Să imităm, fraților prea iubiți, mulțimele care îl aclamau pe Iisus și să mergem în pace. Oh.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat neamul omenesc un exemplu de umilință în Mântuitorul nostru, care s-a făcut om și a îndurat moartea pe cruce. Dă-ne harul să învățăm a-L urma în răbdare și astfel să ne vrednicim a fi părtași de învierea Sa. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi, citire din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a dat o inimă înțeleaptă ca să știu să vorbesc celor deznădăjduiți. În fiecare dimineață El mă trezește, de dimineață mă trezește ca să ascult un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea, iar eu nu m-am împotrivit, nici nu m-am dat înapoi. Spatele mi l-am dat spre a fi lovit, obrajii spre a fi pălmuiți și fața nu mi-am întors-o de la cei care mă ocărau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor, de aceea nu m-au dobărât ocările. De aceea le-am oferit o față ca de cremene și știu că nu voi rămâne de rușine. Cuvântul Domnului. Toți care mă văd își bat joc de mine, strâmbă din buze și dau din cap. S-a încrezut în Domnul să-L scape, să-L mântuiască dacă și-a găsit în El plăcerea. Iată, mă înconjoară câinii, o bandă de răufăcători mă înconjoară. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Își împart între ei
hainele mele și pentru tunica mea au aruncat sorții. Dar Tu, Doamne, nu sta deoparte, ajutorul meu, grăbește-te să mă ajuți. Voi vesti numele Tău fraților mei. În mijlocul adunării Te voi lăuda. Cei care vă temeți de Domnul, lăudați-L. Toată seminția lui Iacob, preamăriți-L. Să se teamă de El toată seminția lui Israel. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Iisus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor, iar, după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt, și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului. Patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Când a venit ceasul, s-a așezat la masă împreună cu apostolii și le-a spus: atât de mult am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de pătimirea mea, căci vă spun că nu-l voi mai mânca până ce nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Și luând potirul, a mulțumit și a spus: luați, luați acesta și împărțiți între voi, căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o spunând:
Acesta este trupul meu, dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. La fel a făcut cu potirul, după cină zicând, acest potir este nouă alianță în sângele meu, vărsat pentru voi. Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă, căci Fiul omului merge după cum a fost hotărât, dar vai de omul acela prin care este trădat. Atunci ei au început să se întrebe unii pe alții care dintre ei ar fi cel ce o va face. S-a iscat între ei o neînțelegere. Care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare? Dar el le-a zis, regii popoarelor domină peste ele, iar cei care își exercită autoritatea asupra lor sunt numiți binefăcători. Însă voi nu faceți așa. Cel mai mare dintre voi să devină ca și cel mai tânăr. Iar cel care conduce ca cel care slujește. Căci cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care servește? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele. Și eu rânduiesc pentru voi o împărăție, așa cum Tatăl a rânduit pentru mine, ca să mâncați și să beți la masă cu mine în împărăția mea și să vă așezați pe tronuri, ca să judecați cele 12 triburi ale lui Israel. Simon, Simon, iată Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu. Eu însă m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta. Iar tu când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. El i-a spus, Doamne, sunt gata să merg cu tine și la închisoare și la moarte. Dar el i-a zis, îți spun ție, Petre, că astăzi nu va cânta cocoșul până când vei nega de 3 ori că mă cunoști. Apoi le-a spus, când v-am trimis fără pungă de sagă și în încălțăminte, a dus oare lipsă de ceva? I-au răspuns, de nimic. El le-a zis, acum însă cine are pungă să o ia, la fel și de saga. Iar cine nu are sabie să-și vândă mantia și să cumpere. Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris. Am fost socotit în rândul celor nelegiuiți. Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine este gata să se împlinească. Dar ei i-au spus, Doamne, iată aici 2 săbi. Iar el le-a spus, e destul. Apoi a ieșit și a mers ca de obicei pe muntele măslinilor, iar discipolii îl urmau. Ajungând în acel loc, le-a spus, rugați-vă ca să nu intrați în ispită. El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și îngenunchind se ruga, Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul acesta de la mine, dar nu voința mea, și a ta să se facă. Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit și intrând în agonie, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui care cădea pe pământ s-a făcut ca picăturile de sânge. Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipol și i-a găsit dormind din cauza tristeții și le-a zis, de ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Pe când mai vorbea încă, iată o mulțime, iar în fruntea ei venea cel numit Iuda,
unul dintre cei 12, apropiindu-se de Iisus, l-a sărutat. Dar Iisus i-a spus: Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul omului. Cei care erau cu el, văzând ce avea să se întâmple, au spus: Doamne, să lovim cu sabia? Și unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a răspuns: Încetați, până aici. Și atingând urechea, l-a vindecat. Apoi Iisus a spus arhiereilor, gârzilor templului și bătrânilor care au venit împotriva lui: Ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca împotriva unui tâlhar. Când eram cu voi zi de zi în templu, nu ați pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce l-au prins, l-au luat și l-au dus în casa marelui preot, iar Petru îl urma de departe. Și aprinzând un foc în mijlocul curții, s-au așezat de jur împrejur. Petru s-a așezat printre ei. O servitoare, văzându-l așezat lângă foc, l-a fixat cu privirea și a spus: Și acesta era cu el. Dar el a negat, zicând: Femeie, nu-l cunosc. După puțin timp, un altul l-a văzut și i-a zis: Și tu ești dintre ei. Dar Petru a zis: Omule, nu sunt. După vreo oră, un altul insista spunând: Cu adevărat și acesta era cu el, căci este galilean. Însă Petru i-a zis: Omule, nu știu ce spui. Și îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoșul. Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului care îi spusese: Înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de 3 ori. Și ieșind afară, a plâns amar. Iar oamenii care îl păzeau, îl batjocorau și îl loveau și, legându-l la ochi, îl întrebau: Profețește-ne, cine te-a lovit? Și spuneau multe alte cuvinte de batjocură împotriva lui. Când s-a făcut ziua, s-au adunat bătrânii poporului, arhierei și cărturarii și l-au adus la sinedriul lor și au zis: Dacă tu ești Hristos, spune-ne. El le-a spus: Chiar dacă v-aș spune, nu m-ați crede. Iar dacă v-aș întreba, nu mi-ați răspunde. Dar acum însă Fiul omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu. Atunci toți au spus: Tu ești deci Fiul lui Dumnezeu? El le-a răspuns: Voi spuneți că eu sunt. Atunci ei au zis: Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înșine am auzit-o din gura lui. Și ridicându-se întreaga adunare, l-au dus la Pilat și au început să-l acuze, spunând: L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru și oprindu-ne să plătim tribut cezarului și spunând că el este Hristos, regele. Atunci Pilat l-a întrebat: Tu ești regele iudeilor? El i-a răspuns: Tu o zici. Iar Pilat a spus arhiereilor și mulțimii: Nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau spunând: Răzvrătește poporul învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici. Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galilean. Iar când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în zilele acelea în Ierusalim. Văzându-l pe Iisus, Irod s-a bucurat mult, căci de mult timp dorea să-l vadă, pentru că auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Așadar, i-au pus multe întrebări, dar el nu i-a dat niciun răspuns. Arhiereii și cărturarii erau acolo și l-acuzau cu înverșunare. Irod, împreună cu soldații săi, după ce l-au tratat cu dispreț, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-au trimis la Pilat.
În ziua aceea, Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie unul cu celălalt. Atunci Pilat i-a convocat pe arherei, pe condamnați și poporul și le-a spus: L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului. Și iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nicio vină de care îl acuzați. De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi. Iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce îl voi pedepsi, îl voi elibera. De sărbătoarea Paștelui era necesar ca el să le elibereze pe cineva. Atunci au început să strige împreună: Ia-l pe acesta, eliberează-ne-l pe Baraba. Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă. Pilat, dorind să-l elibereze pe Iisus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau: Răstignește-l, răstignește-l. Pentru a treia oară le-a spus: Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nicio vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și îl voi elibera. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor predominau. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Iisus l-a lăsat în voia lor. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și au pus lui crucea ca să o poarte după Iisus. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei, care își băteau pieptul și îl plângeau. Întorcându-se către ele, Iisus le-a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci iată, vor veni zile în care veți spune: fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat. Atunci veți începe să spuneți munților: cădeți peste noi și colinelor acoperiți-ne. Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși. Când au ajuns la locul numit Craniul, l-au răsnit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Iisus a spus: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți. Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Hristos al lui Dumnezeu alesul. Și soldații îl luau în râs când se apropiau de el și i-aduceau oțet, spunând: Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți. Deasupra lui era și o inscripție: Acesta este regele iudeilor. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: Oare nu ești tu Hristos? Salvează-te pe tine și pe noi. Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre, dar el n-a făcut niciun rău. Și spunea: Iisuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta. Iar el i-a spus: Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Era cam pe la ora 6-a și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora 9-a. Soarele s-a întunecat, catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc. Iisus a strigat cu glas puternic: Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Și spunând aceasta, și-a dat Duhul.
Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând: cu adevărat, omul acesta era drept. Și toate mulțimile adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea. Și iată că un bărbat numit Iosif, care făcea parte din Consiliu, om bun și drept, nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor. El era din cetatea Arimateea a iudeilor și aștepta împărăția lui Dumnezeu. Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Luându-l jos de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni încă nu mai fusese pus. Era ziua pregătirii și începea sâmbăta. Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, au văzut mormântul și cum era așezat trupul lui. Apoi s-au întors și au pregătit miresme și balsamuri, iar sâmbăta s-a odihnit după lege. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-e. Preasfințite, dragă Părinte Felix, asistent general al tineretului din România și din dieceză, dragă Părinte Rector, Părinte Decan, celevaste părinți profesori, părinți paroc și vicari, părinți persoane consacrate, treci și iubiți ministranți, copii, treci și iubiți credincioși, astăzi prezenți în catedrala noastră, și uniți cu noi prin intermediul radioului Maria și pe undele internetului, dragi tineri și tinere, repet, domnule primar, iubiți credincioși oaspeți, n-ar trebui să vorbim după ascultarea acestei patim după Sfântul Luca. Ar trebui doar să stăm și să reflectăm, să medităm, căci aici, în aceste cuvinte și în celelalte evanghelii, găsim marele mister al iubirii lui Dumnezeu și misterul dureros al păcatului omului. Astăzi aici, de fapt, se întâmplă un lucru care rămâne vești. Am întâlnit un profesor la Roma care a avut curajul să spună și să repete că cuvântul lui Dumnezeu nu trece, rămâne, nu dispare, e veșnic. Azi, dacă îl citești, azi se întâmplă. Profesorul se chema Tommaso Federici, un specialist în liturgică și Biblie. Astăzi aici, repet și eu cu acest profesor, acest cuvânt pe care l-am ascultat și nu numai pe acest cuvânt, se împlinește. Și aceea am trăit noi astăzi aici, în fața catedralei și în catedrală, și ceea ce am ascultat că s-a întâmplat la intrarea lui Iisus în Ierusalim, trebuie să spunem că acest adevăr nu încetează niciodată. El merge din generație în generație. Că el răsună și astăzi așa cum a răsunat odineoară. Cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele
mă vor trece. Așadar, astăzi aici, noi de fapt trăim, nu amintim doar, trăim întâlnirea noastră cu Iisus în Duminica Floriilor. Îl primim aici la noi, cum a fost primit odinioară. Îl primim copiii, tinerii, bătrânii, femeile, bărbații, mulți care l-au cunoscut și care au auzit despre el. Dar nu uităm și nu trebuie să uităm niciodată că și noi îl primim. Că și noi trebuie să-l primim. Pentru că el, Dumnezeul nostru, făcându-se asemenea nouă, a voit prin moartea sa și prin umilirea sa să ne înalțe, să ne ridice, să ne facă să fim asemenea lui, fii ai lui Dumnezeu, prin moartea lui, prin jertfa lui. Nu s-a mai întâmplat în istorie niciodată acest lucru și nu cred că se va mai întâmpla. Iisus s-a dăruit pe sine, Fiul lui Dumnezeu, venit pe pământ. Un mister greu de înțeles, dar un adevăr ce rămâne veșnic. Nu putem să nu ne bucurăm de acest mister al iubirii, de această dăruire. Și de aceea am ieșit astăzi cu flori în mână, cu ramuri în mână, ca să-L întâmpinăm și să ne unim și noi cu cei care cu inima sinceră, odinioară, L-au primit. Și acest lucru să ne caracterizeze pe noi, cei care credem în El. Am auzit aceste cuvinte atât de puternice, tragice, impresionante, când după cântarea și primirea solemnă, unii s-au ridicat împotriva lui și l-au condamnat pe el care era nevinovat. El a tăcut, a murit pentru a ierta pe toți, cum a spus, de sus, de pe cruce. Deci, iubiți credincioși, prezență în catedrala noastră, dragi credincioși, uniți cu noi prin intermediul radioului și al internetului, începem săptămâna sfântă. Noi, credincioșii catolici, frații noștri, o vor începe duminica viitoare. Același adevăr, aceeași realitate, același mister pentru noi. De aceea trebuie să mărturisim acest lucru. Și de aceea trebuie să ieșim în lume să spunem că noi îl așteptăm pe Iisus, că noi îl urmăm pe Iisus, că noi îl însoțim pe El până sub cruce. Credința nu trebuie să rămână doar numai în suflet, în inimă, ci trebuie să se exteriorizeze în viață. Credința nu este un lucru ascuns. Este un adevăr ce trebuie împărtășit, ce trebuie transmis ca să meargă din generație în generație. Repet, încă o dată, acest cuvânt pe care l-am proclamat astăzi, din lecturile Vechiului Testament, sau din Apostolul Paul, sau după Sfântul Luca, ca și celelalte lecturi sfinte, rămân mereu valabile, mărând mereu aceleași. Dumnezeu rămâne veșnic și iubirea sa nu încetează niciodată.
oferindu-se odată, el reînnoiește fără încetare același mister despre care vorbesc cuvintele sale și vorbesc apostolii, evangheliștii și vorbesc cei care l-au cunoscut și îl cunosc. Aici trebuie să ne întrebăm, de adevărat, că noi, ieșindu-i în întâmpinare, suntem convinși de acest adevăr? Suntem fericiți că îl putem întâmpina? Că el vine la noi? Că el ne cheamă după el? Că el cu adevărat se oferă, ne iartă, cum l-a iertat pe tâlharul răstignit cu el? Că el vrea să ne poarte din mormânt la înălțare? Un mister care nobilează pe creștin, pe orice om, de fapt, dar pe creștin într-un chip deosebit. Am spus că n-ar trebui să vorbim. Vreau totuși să mă opresc puțin și să vă spun că Sfântul Părinte, Papa Francisc, dragi tineri, a stabilit pentru voi și pentru noi un sinod. Sinodul pentru tineri și cu tinerii. Și sigur că acolo i-a întâlnit. De fapt, și el, întâlnindu-i cum i-a întâlnit Iisus, pe toți, și i-a privit și i-a chemat. Și Papa, continuând să răspândească acest mister, s-a îndreptat spre toți. Și iată că, așa cum știu că mijloacele de comunicare au făcut-o, Părintele Felix a împărtășit acest lucru, Sfântul Părinte Papa Francisc a voit să lase gândurile sale și ale părinților sinodali tuturora, printr-un document, exhortația apostolică post-sinodală, Christus vivit. Hristos e viu, trăiește. Un document pe care l-a semnat de la Loreto, în acel loc binecuvântat și oferit pentru cinstirea Maicii Domnului, care a spus da la opera lui, care a spus da, ea fiind tânără, la chemarea lui Dumnezeu. Acest document, care cuprinde 9 articole, cu 8 articole, cu 299 de paragrafe, vrea să arate cum îi vede Iisus pe tineri, cum trebuie să-i vadă biserica, cum trebuie să-i prețuiască, cum trebuie ei să se stimeze și cum trebuie ei să se angajeze pentru a purta în lume tinereța și frumusețea Evangheliei. Sunt niște lucruri care cu adevărat dau dovada iubirii Sfântului Părinte față de toți tinerii, numai catolici, de toți, față de toți, pe care îi cheamă să privească spre Iisus, care a fost adolescent, care a fost tânăr, care a fost cel ce a transformat omenirea, cel care a trăit și trăiește. Christus vivit. Hristos trăiește acum, cum a trăit odinioară. Și tinerii nu trebuie să uită acest lucru, că pe ei n-are în vedere Papa într-un chip deosebit. Hristos
ne învață că tinerii trebuie să fie cei care să dea dovadă despre Dumnezeu și iubirea sa. Cu însuflețirea lor, cu iubirea lor, cu puterea lor de a iubi și de a face bine. Tinerii trebuie să facă acest lucru. De aceea, dragi tineri, știind că cei mai mulți dintre voi ați primit deja aceste gânduri ale Sfântului Părinte, eu doresc doar să vă îndemn, spunând din toată inima, că aveți de la Iisus o asemenea chemare, de la biserică o asemenea prețuire și de la Sfântul Părinte un asemenea îndemn. Să fiți voi purtătorii speranței. Nu numai mâine, voi sunteți speranța astăzi. Dragi tineri, ne spune Sfântul Părinte și vă spune. Voi trăiți astăzi și astăzi trebuie să vă arătați dragostea voastră, iubirea voastră. Cu bucurie, așadar, vreau să vă duc aminte de acest document adresat tuturor. Și nouă, nu numai tinerilor, și celor care trebuie să facă pastorație, și episcopilor, și preoților, dar și familiilor, tinerii constituind valoarea de azi a societății, a bisericii și speranța de mâine. Dar ne bucurăm de acest dar al Sfântului Părinte și vreau să închei că Sfântul Părinte dorește să vină aici la noi, să vă întâlnească, dragi tineri, să vă arate prețuirea sa, să vă spună și să ne spună că Hristos e viu, nu mai moare, să vă spună că voi aveți o asemenea vocație. Să ne spună nouă, e un mare dar pe care Dumnezeu vrea să ne-l facă prin Sfântul Părinte și pe care Sfântul Părinte vrea să ne-l ofere tuturor. Să vină la noi, să treacă printre noi, să se roage pentru noi, să ne însuflețească pe noi, să ne binecuvânteze pe noi. Orașul nostru, cetatea aceasta istorică, Sfântul Părinte a auzit despre acest oraș al Unirii și sigur că a ținut să facă efortul de a veni de la distanță pentru noi, ca să rămână cu noi și să ne arate că ne iubește, că vă iubește, dragi tineri. Hristos vivit, Hristos trăiește. Și acest lucru trebuie să-l experimentăm și să-l trăim în săptămâna sfântă pe care o începem astăzi. Amin. Și acum să ne mărturisim cu toții credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire
să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, Iisus Hristos a fost supus voinței Tatălui Ceresc până la moarte, până la moartea pe cruce. Să rugăm să aibă milă de noi și să ne asculte. Doamne Iisuse Hristos, care Te-ai jertfit pentru păcatele noastre, pentru ca Sfânta Biserică a lui Dumnezeu să se asocieze în credință la misterul morții lui Hristos și să culeagă din Sfânta Cruce rodul vieții veșnice, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca toți creștinii care suferă din cauza fidelității față de Tine, uniți în spiritul pătimirii lui Hristos, să nu caute răzbunarea, ci milostivirea și iertarea, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca participarea noastră la Sfintele Celebrări să fie sinceră și să ne apropie cât mai mult de Domnul și de frații noștri pironiți de durere, umilire și nedreptate. Să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru tinerii din lume, luminați de cuvântul Tău, să-L recunoască și să-L urmeze pe Fiul Tău, unicul Mântuitor, calea, adevărul și viața noastră. Să ne rugăm. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca tinerii pe care Biserica nu încetează să iubească și să-i responsabilizeze, să-și planifice viitorul privind la Hristos, plinătatea vieții. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru ca ramurile pe care le vom duce în casele noastre să ne amintească mereu că suntem chemați de Domnul să fim oameni ai păcii. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru noi toți, creștinii din România, pentru că ascultând invitațiile neîncetate ale Papei Francisc, să respingem orice formă de diviziune și să devenim promotori și martori ai comuniunii și ai păcii, pentru a face autentică bucuria Evangheliei. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pleacă-ți privirea, prebunule Tată, asupra familiei tale, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a dat fără șovăire mâinile celor nelegiuiți și a îndurat chinul cruci, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Pătimirea Fiului Tău, unul născut să apropie, Doamne, împăcarea Ta cu noi, deși nu suntem vrednici de ea prin faptele noastre, să ne întâmpine îndurarea Ta în puterea acestei jertfe unice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ți, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El fiind nevinovat, a binevoit să sufere pentru noi cei vinovați și să fie osândit pe nedrept pentru cei răufăcători. Moartea Lui a spălat greșelile noastre, iar învierea Lui ne-a dobândit viața nouă de sfințenie. Prin El lăudăm, laudă cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, și îl vestesc zicând fără încetare. Și, Doamne, izvorul toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. (Hântu-i)
misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți-te învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să ai prins, dar spune numai un cuvânt.
Să ne rugăm. Întăriți cu hrana Sfintei Împărtășanii, te rugăm, Doamne, ca după cum prin moartea Fiului Tău ne-ai dat speranța bunurilor în care credem, tot astfel prin învierea Lui să ne dai harul să ajungem în împărăția spre care ne îndreptăm, prin Hristos Domnul nostru. Vă rog să luați puțin loc. Am început săptămâna mare, o săptămână plină de celebrări, astfel încât vă împărtășesc anunțurile. Mâine, luni, 15 aprilie, vom vizita bolnavii pentru spovada și împărtășania de Paști. Tot mâine, la ora 19:30, din fața Palatului Culturii, vor pleca două autobuze cu participanții la Calea Sfintei Cruci de pe dealul Cetățuia. La această celebrare, sigur, sunt invitați într-un mod special tinerii și sunt așteptați, desigur, și ceilalți credincioși. Miercuri, la ora 18, vom celebra ultima cale a crucii din postul mare, aici în catedrală. De asemenea, va fi și ultima predică și ultima cateheză despre Sfântul Părinte, Papa Francisc, pe care îl așteptăm cu nerăbdare și cu multă emoție aici la Iași pe 1 iunie. Programul celebrărilor din această săptămână mare este următorul. Joi, este Joia Sfântă. La ora 10:30 dimineață avem liturghia Crismei cu participarea într-un mod deosebit a preoților din dieceză și desigur a tuturor credincioșilor care pot și doresc să ia parte. În cadrul acestei sfinte liturghii se vor binecuvânta uleiurile, vor fi sfințite. Seara la ora 18:30 va fi liturghia Cinei Domnului, urmată de momente de adorație, la ora 20 pentru toți credincioșii, la ora 21 pentru tineri, la ora 22 pentru persoanele consacrate, iar la ora 23 pentru preoți. Vineri este Vinerea Sfântă, seara doar la ora 6:30 avem celebrarea pătimirii Domnului. Sâmbăta Sfântă, seara la ora 22, va fi liturghia solemnă a învierii Domnului. În Duminica Paștelui vor fi 5 liturghii, ca în orice duminică și zi de sărbătoare. Dimineața la ora 8, la 9:15 și la ora 11, iar după amiază la ora 4 și la ora 6:30. Luni, a doua zi de Paști, de asemenea, program de duminică și sărbătoare. 8, 9:15, 11, 16 și 18:30. Iar marți, a treia zi de Paști, vor fi doar 3 sfinte liturghii. Dimineața la 8, la ora 11 și seara la 18:30. Ocazii de spovezi. No, ne pregătim cum se cuvine sufletele pentru a primi marele har al învierii Domnului, astfel încât luni, marți și miercuri, seara începând cu ora 17:30, joi începând cu ora 16, vor fi 6 preoți disponibili pentru spovezi în cele 4 confesionale și cele 2 capele de la intrare, Capela Adorației și Capela Durcovici, iar vineri și sâmbătă, începând cu ora 8 dimineață până la ora 20 seara, există posibilitate de spovadă. Vineri este Vinerea Mare, zi de post și de abstinență. Așa cum se obișnuiește, colecta din Vinerea Mare este pentru Țara Sfântă, iar cea din noaptea și ziua de Paști pentru seminar. Vă dorim tuturor sărbători binecuvântate și, dacă doriți, puteți consulta fie afișierele, fie site-ul parohiei pentru mai multe detalii. Preună cu Preasfințitul Aurel, Părintele Decan, sigur vă mulțumim tuturor celor care ați dorit să participați la această celebrare. Sigur, Părinte Rector cu profesorii, părinții parochi din orașul nostru și din împrejurim, sigur, cu cei care au putut să vină aici,
Îi felicităm pe ei și vă felicităm pe dumneavoastră pentru că aceasta este bucuria credinței noastre. Să o arătăm și mai mult să o trăim. Bucuros să-i mulțumesc și domnului primar pentru că a binevoit să participe și mai ales pentru faptul că noi suntem angajați într-o muncă așa de nobilă, să îi facem Sfântului Părinte un loc unde să se bucure și noi să ne bucurăm cu el. Dumneavoastră, tuturor celor care ați participat, vă suntem recunoscători corului, vouă, dragi tineri, prezenți aici și prezenți și uniți cu noi, oriunde sunteți, prin Radio Maria și prin internet. Sigur, tuturor vă dorim o săptămână sfântă și curajul de a-L mărturisi pe Hristos în zilele noastre. Să primească Domnul această jertfă și să ne îmbucure cu Sfânta Sa Înviere. Lăudat să fie Iisus și Maria! Domnul să fie cu voi! Privește, te rugăm, Doamne, la această familia ta, pentru care Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat fără șovăire în mâinile celor nelegiți și a îndurat chinul crucii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.